cântat să fie Domnul, care și-a luit bunătate față de noi și în dimineața aceasta ne-a chemat din nou la părtășie sfântă. Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Am tot cugetat oare ce cuvânt să citesc în dimineața aceasta legat de sărbătoarea pe care o avem în față, la care suntem părtași. Și în cele din urmă, cu foarte multe ezitări, până la urmă m-am îndreptat către cuvântul acesta și cred că alegerea a fost călăuzită de sus, aș putea să spun. Cuvântul acesta este un cuvânt foarte bine cunoscut prin biserici, pentru că de-a lungul anului, la sărbătoarea cinei, frații slujitori aleg să citească din Scriptură diferite pasaje. Și cel mai des dintre ele este pasajul acesta, probabil, din 1 Corinteni, din capitolul 11. Eu însumi am vorbit de foarte multe ori din cuvântul acesta. Și dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc iar cu dumneavoastră câteva gânduri din acest cuvânt al Domnului, care este plin de învățătură. Aș vrea să vă reamintesc faptul că Apostolul Pavel a petrecut în orașul acesta, în Corint, o bucată de vreme în care a pus bazele unei biserici locale foarte bune la început. O biserică în care a semănat cuvântul, în care a așezat niște principii sănătoase, așa încât la plecarea lui din Corint, în urma lui rămânea acolo o biserică vie, aș putea să spun. Însă a trecut o vreme și biserica aceasta a început să aibă o serie de probleme, pentru că așa sunt lucrurile pe pământ. Dacă nu te ocupi de aproape de ele, cu stăruință, sistematic, ele se duc așa într-o pantă și nu spre bine, de obicei se duc înspre rău. În epistola pe care Pavel o scrie peste câțiva ani după plecarea lui de acolo, bisericii din Corint, Pavel se ocupă de o seamă de probleme cu care biserica se confrunta și de răspuns la multele întrebări care au ajuns la el. Una dintre ele era legată de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Interesant este faptul că în această primă epistolă pe care Pavel o scrie, în trei locuri diferite, Pavel se referă la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, la participarea credincioșilor corinteni la cină. Și Duhul Sfânt a găsit cu cale că aceste lucruri pe care le-a dat lui Pavel să le scrie atunci, să rămână scrise și pentru noi, pentru că de-a lungul vremurilor, creștinii se vor mai lovi din când în când sau poate mai des de probleme similare și este bine să știe cum trebuie să privite problemele acestea, cum trebuie să abordate și cum trebuie să rezolvate. Ele nu pot să rămână mai departe în mijlocul bisericii, ci problemele acestea trebuie vindecate. Prima referire la participarea credincioșilor la cina Domnului o găsim în 1 Corinteni, capitolul 5, un capitol scurt în care Pavel se ocupă la început de un lucru deosebit de grav din biserica din Corint, un lucru față de care credincioșii corinteni au dat dovadă de prea multă îngăduință și au îngăduit ca unul dintre ei să trăiască niște lucruri din acelea de care nici printre păgări nu se întâlnesc. Probabil că pentru credincioșii corinteni lucrul acesta sau atitudinea aceasta va fi fost considerată ca un fel de maturitate spirituală. Ei s-au și lăudat cu lucrul acesta, se pare, și au spus, vedeți cât de îngăduitori, cât de maturi suntem noi în credință? În mijlocul nostru noi îngăduim și pe cei care nu gândesc la noi și pe cei care fac și asta și cealaltă și cealaltă. Uitați-vă cât de maturi suntem noi. Și Apostolul Pavel le spune, fraților, voi nu vă lăudați bine. Lucrurile de felul acesta nu trebuie să îngăduite între voi, ci față de lucruri de felul acesta, voi trebuie să luați o atitudine. Și partea finală a acelui capitol 5 este ca o completare și Pavel zice, cu oameni care își spun frați, dar care trăiesc altfel de cum trăiesc frații, voi n-ar trebui să aveți nici un fel de legătură. Asta înseamnă că oamenii aceia trebuie ținuți la distanță pentru ca să înțeleagă că ei nu pot face parte din trupul bisericii în timp ce trăiesc în astfel de lucruri. Se cere din partea voastră, spunea Pavel, o atitudine fermă față de oameni care trăiesc în felul acesta.
Dar acolo Pavel spunea, printre altele, cu privire la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, dădea un sfat deosebit de important și sfatul acela rămâne în picioare, chiar dacă de atunci și până astăzi au trecut cam 2000 de ani. Pavel spunea, măturați aluatul cel vechi. Măturați aluatul. Și prăznuiți praznicul acesta cu azimile curăției și ale adevărului. Apostolul Pavel folosea un simbol din viața de zi cu zi pe care surorile noastre gospodine aproape desăvârșite îl cunosc, și anume că puțin aluat este în măsură sau are capacitatea să dospească toată plămădeala dacă este îngăduit acolo. În Scriptură, aluatul este un simbol al păcatului. Și dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că în vremea Vechiului Testament, atunci când Dumnezeu a instituit sărbătoarea pascală, le-a poruncit evreilor ca timp de o săptămână să scoată orice urmă de aluat din casele lor. Niciunul dintre ei să nu mănânce pâine dospită. Iar dacă vreunul dintre ei va fi găsit că a încălcat această poruncă, omul acela, bărbatul acela, femeia aceea, vârstnicul acela sau tânărul acela, trebuia nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului. Era aspră porunca lui Dumnezeu și nu îngăduia, mai știu eu, negocieri. De aceea Pavel vine și spune în 1 Corinteni, capitolul 5, fraților, măturați aluatul acesta atunci când vreți să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit, slăvit să fie numele Lui. Amen. Și de aceea noi suntem chemați, cu stăruință suntem chemați în Scriptură, că atunci când avem în vedere să ne apropiem de Domnul, să ne părtăm tot ceea ce nu-i place Domnului în viața noastră, să dăm la o parte. Doamne, ajută-ne la aceasta. O a doua referire la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului în această epistolă către Corinteni, o veți găsi în capitolul 10, unde Pavel face referire la o practică din vremea de atunci din biserica din Corint, dar practica aceea se regăsește puțin modificată și în vremea noastră. În vremea aceea în Corint erau foarte multe temple și foarte mulți idoli. Probabil că la capitolul acesta numai Atena întrecea Corintul. Și Pavel știa că acolo, de multe ori, închinătorii păgâni aduceau acasă carnea de la templele acelea, de la carnea jertfită idolilor, și pentru că aveau vecini, printre ei erau și creștini, îi invitau pe vecinii lor creștini să ia parte, să mănânce și ei. Și unii creștini de acolo din Corint și-au spus, ca să întreținem relații bune cu vecinii noștri, cu colegii noștri de muncă, mai știu eu, cu prietenii noștri, nu și-a de bine să-i refuzăm. Nu putem să fim atât de duri, de rudimentari, să-i refuzăm categoric. Nu e nicio problemă dacă noi ne așezăm și noi cu ei la masă și consumăm din ceea ce ei ne oferă cu dragoste. Dar Pavel vine și spune, frații mei, lucrul acesta nu este bun. Dacă voi intrați în părtășie cu Domnul, la masa Domnului, vă împărtășiți din paharul binecuvântat și din azima care reprezintă trupul Domnului Iisus, voi nu vă mai puteți împărtăși, voi nu mai puteți intra în părtășie și cu lucrurile care au fost jertfite idolilor. Adevărul este că viața creștină este o viață exclusivistă. Mi-aduc aminte de o călătorie pe care am făcut-o cândva în vremea studenției mele. Veneam de la București spre Arad. De undeva pe parcursul drumului a urcat în compartiment cu mine un domn foarte educat, bine îmbrăcat. Și văzându-mă că citesc Biblia, și-a dat seama că adevărul e că tinerii nu prea citesc Biblia întreg. N-aș vrea să spun prin aceasta că eu eram mai grozav decât alți tineri de seama mea. Aș vrea să spun doar că prin lucrul acesta, călătorul acela și-a dat seama că am preocupări religioase. Și a intrat în discuție cu mine. Discuția noastră a durat ceva vreme, nu știu exact unde s-a dat jos, nu mai rețin. Dar la un moment dat știu că exasperat el mi-a spus, domnule sau tinere, cum mi s-a adresat, dumneata ești prea exclusivist. Nu eu sunt exclusivist, ar fi trebuit să-i spun, dar n-am mai apucat. Nu eu sunt exclusivist. Scriptura este și Dumnezeu este. Cei care ne-au făcut de lucru cu Dumnezeu, trebuie să o rupem cu păcatul și cu poftele lumești pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu putem, dragii mei, în timpul săptămânii să ne implicăm în lucrurile neroditoare sau în faptele neroditoare ale Întunericului
Iar la capătul săptămânii, sau dacă vreți, la începutul săptămânii, că duminica uneori este numită ziua întâi a săptămânii, să ne apropiem de trupul și sângele Domnului, să ne luăm așa evlavia ca pe o haină și venim la casa Domnului. Nu! Creștinul este chemat să se păzească de lucruri jertfite idolilor și luni și marți și miercuri și în fiecare zi din săptămână 24 de ore din 24. Domnul să ne ajute la aceasta. Cel de-al treilea pasaj din Epistola către Corinteni, întâia către Corinteni, care are de-a face cu cina Domnului, este pasajul pe care tocmai l-am citit. Pasajul acesta începe cu o precizare pe care o să o văd extrem de importantă. Și Pavel spune aici că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și înainte de a trece mai departe, vreau să clarific un lucru. Noi știm că atunci când Pavel s-a întors la Domnul, lucrul acesta s-a petrecut în Damasc. Pavel a fost atins de Domnul, era, pe atunci se chema Saul. Plecase din Ierusalim cu scrisori de autorizare, de acreditare din partea marelui preot și a soborului de bătrâni către Damas, să prindă acolo pe cei ce umblau pe calea credinței, să-i lege și să-i ducă legați la Ierusalim și apoi să-i judece și probabil să-i arunce în închisoare sau pe unii dintre ei chiar să-i execute. Dar pe drum s-a întâmplat o minune, Domnul Iisus i s-a arătat lumina aceea strălucitoare care afecta vederea viitorului apostol. Atunci când a intrat în Damasc, potrivit poruncii lui Dumnezeu, a venit la el un om din Damasc, Anania, un om deosebit, un om evlavios, vorbit de bine de toți iudeii din Damasc. Și omul acesta i-a spus câteva lucruri, sunt consemnate în fapte nouă, dar puțin mai detaliate, ele sunt redate în fapte 22, de unde aș vrea să citesc versetele 13 și 14, dacă nu dau greș, vom vedea imediat. 14 și 15. El, adică Anania, mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri care te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui. Căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Ceea ce este foarte important este în miezul acestor cuvinte, să auzi cuvinte din gura lui. De aceea Pavel nu exagerează deloc când vine și spune fraților în scris: am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Sunt mulți oameni care vin și afirmă că Domnul i-a călăuzit să facă asta sau cealaltă, să spună una sau să spună cealaltă, dar nu pot face dovada că într-adevăr Domnul le-a vorbit și Domnul i-a direcționat într-o direcție sau într-alta. Dar despre Pavel, lucrul acesta este, se poate afirma cu tărie. El a primit de la Domnul ceea ce i-a învățat pe frați prin viu drag, și apoi mai târziu prin epistolele pe care le-a scris inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important, dragii mei, pentru că el reprezintă, dacă vreți, temeria de autoritate a învățăturilor pe care Pavel le-a spus, le-a propovăduit și le-a și scris. Atunci când el pleca din Ierusalim spre Damasc, în vremea când era un prigonitor, în buzunarul hainei lui, vorbesc evident simbolic, el purta scrisori de acreditare din partea Marelui Preot. În fapte 9:2 stă scris că el a cerut scrisori din partea Marelui Preot și am convingerea că le-a și primit. Cu autoritatea aceasta pământească cu care el era investit, se îndrepta către Damasc. Dar autoritatea aceasta era una foarte neînsemnată, chiar dacă era dată de Marele Preot. Acum când scrie Pavel lucrurile acestea, el avea o autoritate dată de Domnul. Pentru că el de aceea scrie ceea ce scrie aici: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Pentru că cei ce vor citi atunci și de-a lungul vremurilor până la noi cuvintele acestea, să știe că aceste cuvinte, aceste rânduieli, aceste porunci, aceste învățături reprezintă o autoritate sau au în spate o autoritate dumnezeiască. Este oare important lucrul acesta? Fără îndoială că este. Și am să vă dau două exemple din Scriptură. În Faptele Apostolilor, în capitolul 13, Pavel și Barnaba pleacă în călătorie misionară, prima lor călătorie misionară,
Nu din inițiativa lor, ci din inițiativa Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a vorbit bisericii din Antiohia și a spus: puneți-mi deoparte pe bărbații aceștia doi pentru lucrarea pentru care i-am în vedere. Și biserica a înțeles lucrarea aceasta și frații și-au pus mâinile peste cei doi și apoi au lăsat să plece în călătorie. Au plecat și în călătoria lor au ajuns în insula Cipru, dar nu ca turiști, era probabil și atunci o zonă exotică, tropicală, locuri frumoase, dar ei au ajuns acolo călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Au ajuns până la Pafos. Se pare că Pafos era un fel de cetate, centru administrativ. Acolo se găsea un dregător roman, Sergius Paulus. Și omul acesta a vrut să audă mesajul propovăduit de Pavel și de Barnaba. Și i-a chemat să stea de vorbă cu ei. Dar era acolo și un altcineva, un iudeu, tot iudeu era și acela, care le dădea împotrivă, Elima Vrăjitorul. Și la un moment dat citim în Fapte 13:10 că Pavel s-a uitat la omul acesta și după ce l-a caracterizat din punct de vedere spiritual, și n-am să citesc toată această parte, el pune o întrebare dură: nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Și a rostit asupra lui un cuvânt de judecată și cuvântul acela s-a împlinit. Până la o vreme, omul acesta, vrăjitorul acesta, a fost lipsit de vedere. Acum eu vin și pun întrebarea. Dacă Pavel în călătoria aceasta ar fi avut în buzunarul hainei lui scrisori de acreditare din partea marelui preot, s-ar fi putut face lucrarea aceasta? Fără îndoială că nu. Putea să aibă o desagă plină de diplome, putea să aibă caracterizare din partea școlii pe care a absolvit-o la Ierusalim, semnătura lui Gamaliel pe diploma magna cum laude, putea să aibă scrisori de la marele preot, de la tot soborul bătrânilor. Într-o luptă spirituală, diplomele omenești și investiturile omenești n-au nicio valoare, nici cât firul de praf de pe cumpăna unei fântâni. O a doua împrejurare în care s-a dovedit încă o dată cât de importantă este autoritatea pe care Pavel o avea în spatele lui, a fost dovedită foarte clar în cetatea Filip. Prima cetate pe care Apostolul Pavel o cerceta sau o vizita pe dărâmul european. Aici, în mai multe zile, se duceau la un loc de rugăciune pe care îl găsiseră pe malul unui râu. Și acolo se întâlneau niște femei evlavioase care mergeau la rugăciune. O mărturie frumoasă cu privire la femei, iată. Erau niște femei care mergeau la rugăciune. Bărbați, se pare că ei erau prinși cu treaba, aveau cea mai multe de făcut. Dar în timp ce se duceau într-acolo într-o dimineață, după Pavel și după grupul care îl însoțea, a început să se ia o femeie care era controlată, era stăpânită de un duh necurat. Femeia aceasta avea capacitatea de a ghici și prin această capacitate stăpânilor ei, ea le aducea mult profit, mult câștig. Și femeia aceasta a încercat să se amestece în lucrarea pe care Pavel o făcea din partea lui Dumnezeu acolo. Și Pavel, la un moment dat, necăjit, s-a întors spre ea și a poruncit Duhului acelui de ghicire să iasă din ea. Și Duhul a ieșit chiar în ceasul acela. Și revin cu întrebarea pe care am pus-o mai înainte. Dacă Pavel avea scrisori din partea marelui preot, dacă el avea diploma de la școala lui Gamaliel, dacă avea acreditări omenești, credeți că Duhul acela ar fi plecat de acolo? Cu siguranță că nu. Dar Pavel avea în spatele lui o autoritate mult mai înaltă decât orice autoritate omenească. Era investitura lui Dumnezeu peste el. Și când a rostit acel cuvânt, Duhul acela a fost nevoit să plece. Nu mai luăm în discuție faptul că după aceea Pavel a fost aruncat în temniță, i-au fost smulse hainele de pe el, rupte, probabil că nu l-au despăgubit cei din administrația închisorii, dar ceea ce am vrut să spun este faptul că este foarte importantă autoritatea care stă în spatele unui slujitor. Dacă slujitorul acela lui Dumnezeu are o autoritate de felul acesta, ferice de el. Iar dacă nu are o autoritate de felul acesta, ci doar o diplomă venită dintr-o școală, vai de biserica locală. Doamne, să ne păzești așa ceva. Amin. Apoi, pe de altă parte, Pavel precizează acest lucru. Ceea ce v-am învățat, am primit de la Domnul,
pentru ca să se știe că lucrurile acelea rămân bătute în cuie, ca dăltuite în piatră, lucrurile acelea nu se schimbă. Când a fost între ei, i-a învățat așa, și acum când era departe de ei și în scris fi se adresează, el tot așa învață, nu s-a schimbat. Îmi aduc aminte că în vremea tinereții mele am cunoscut oameni slujitori ai lui Dumnezeu care aveau un mesaj deosebit de puternic, de eficient. Eram impresionat când îi auzeam și doream să-i ascult cât de des vorbind din cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că nu doar părerea mea era asta despre ei. Pentru că eram de atunci un tânăr neîncercat, neexperimentat și părerea mea poate era irelevantă. Dar biserica, audiența, reacționa deosebit la mesajul unor asemenea predicatori. Și s-a întâmplat, nu vreau să dau nume, s-a întâmplat că oameni de felul acesta au ajuns cu trecerea anilor să se stabilească în alte locuri pe fața Pământului, să ajungă în societatea aceasta îmbelșugată, în Statele Unite, prin Canada. Și când i-am ascultat, după trecerea câtorva zeci de ani, am rămas surprins. Nu mai erau aceiași oameni și nu mai aveau același mesaj. S-a întâmplat ceva cu ei, s-au schimbat. I-a schimbat societatea și nu i-a schimbat într-o direcție bună. Și lucrurile pe care le propovădeau altădată cu putere, acum le puneau sub semnul întrebării și aveau un alt mesaj. Apostolul Pavel, dragii mei, ce a propovăduit atunci când s-a întors cu adevărat la Domnul, aceea a propovăduit și în săptămâna de dinaintea decapitării lui. Pentru că a fost un om statornic, el nu și-a permis să adapteze mesajul la gustul, la preferințele societății în care trăia, a ascultătorilor lui. În Galateni, capitolul 1, versetul 10, Pavel spune un principiu foarte clar, pe care cei mai mulți predicatori din vremea aceasta ne socotesc îl ignoră. El spune așa acolo, dacă aș căuta să fiu plăcut oamenilor, aș înceta să mai fiu plăcut lui Hristos. Să citim mai precis. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Robul lui Hristos nu-i interesat de popularitate. Nu-l interesează câte like-uri primește predica lui pe internet, dacă e pusă sau dacă nu-i pusă. Robul lui Hristos, dacă predică într-o biserică, nu-i interesa dacă îl mai invită cineva la masă sau dacă îi plătește biletul de tren sau îi decontează benzina la mașină. Robul lui Hristos are o singură preocupare, să propovăduiască cuvântul lui Hristos așa cum este scris. Pentru că numai așa putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și acum, după ce am făcut această introducere așa pe ocolite, îngăduiți-mi să mă apropii și mai mult de cuvântul pe care l-am citit. El spune că a primit de la Domnul faptul că Domnul în seara aceea în care a fost vândut, a mulțumit lui Dumnezeu, luase în mâinile sale o azimă din acelea care erau pe masă în odaia pregătită pentru sărbătoare, a mulțumit lui Dumnezeu afrânt-o și s-a adresat ucenicilor săi spunând, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. De asemenea, Pavel recunoaște că Domnul i-a spus că Domnul a luat și un pahar în seara aceea. Și cu paharul în mână, peste care ceruse binecuvântare, s-a apropiat de ucenicii săi și le-a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. În cuvintele acestea pe care Pavel pretinde că le-a primit de la Domnul, Apostolul arată obligația bisericii, a bisericii Domnului Iisus, să împlinească lucrarea aceasta până când va veni Domnul. Și atunci când în mijlocul nostru se frânge azima, să ne aducem aminte că trupul Domnului Iisus a fost frânt pentru noi, pentru vina noastră. Atunci când trecem ca slujitori cu paharul peste care s-a cerut binecuvântare, să ne aducem aminte că în paharul acesta este sângele legământului celui nou. Ne aducem aminte că sângele Domnului Iisus
a curs la Golgota pentru iertarea păcatelor noastre și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acest. Amin. Dar acum ca o concluzie și trei fugitivi peste lucrurile acestea, ca o concluzie, Pavel zice, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Frații mei, surorile mele, cuvântul acesta pe care tocmai l-am citit, acest verset 27, să știți că dacă stăm bine să cugetăm la el, este un verset extraordinar. Imaginați-vă dumneavoastră lucrul acesta. De-a lungul săptămânii care a fost înainte, fratele Iosif a mințit. E un exemplu. Mințind, el s-a făcut vinovat de minciună. Să presupunem că în timpul săptămânii de dinaintea cinei, fratele Iosif și-a permis să poftească. Și în felul acesta s-a adăugat încă o vină. S-a făcut vinovat de a fi poftit lucruri neîngăduite. Poate că fratele Iosif de la locul de muncă a împins mâna și a luat ceva ce nu era al lui. Chiar dacă obiectul acela zăcea acolo de 10 ani, prăfuit, nu îi trebuia nimănui. Nu era al meu. L-am luat de acolo și l-am dus acasă. Și asta se cheamă furt. Și fratele Iosif s-a făcut vinovat de furt. Acum, la capătul săptămânii, sau la începutul săptămânii următoare, ziua întâi a săptămânii, în biserică se servează cina Domnului. Și fratele Iosif nu și-a rezolvat problema cu minciuna, nu și-a rezolvat problema cu pofta, nu și-a rezolvat problema cu furtul. Și acum, doar, nu o să stea deoparte la cina Domnului, că îl văd frații, îl văd surorile, ce o să creadă despre el? Și imaginează despre el, cine știe ce grozăvit dacă nu întinde mâna. Și fratele Iosif își ia curajul și întinde mâna. Ce-am făcut cu aceasta? În ochii fraților mei, poate că eu am salvat aparențele. Dar înaintea lui Dumnezeu, vinei mele, acumulată în timpul săptămânii, în dimineața aceasta, eu îi mai adaug o vină. Vinovat de trupul și de sângele Domnului Iisus. Vă gândiți la lucrul acesta? Pe lângă furt, pe lângă poftă, pe lângă minciună, pe lângă prefăcătorii, să mai adaug în dimineața aceasta o asemenea vină. Doamne, ferește-mi de această vină. Apostolul Pavel zice, ca să nu se întâmple lucrul acesta, fiecare dintre voi să se cerceteze pe sine însuși. Principiul cercetării personale este un principiu extraordinar de important. Dar de multe ori îl punem deoparte. Ne vine așa de ușor să cercetăm pe fratele nostru, pe sora noastră și fără să știm motivele pentru care s-au comportat într-un anume fel, numai pentru faptul că n-au fost pe gustul nostru, ne permitem de multe ori să spunem, nu era vrednic fratele să întindă mâna. Nu era vrednică sora să întindă mâna să se împărtășească. Dar nu avem responsabilitatea aceasta și dreptul acesta să-i judecăm pe frații noștri și să-i cercetăm pe ei dacă au dreptul sau nu se împărtășească la cină. Pentru că stă limpede scris pentru oricine înțelege românește cât de cât. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Săptămâna dinaintea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului este, spun toți, o săptămână de luptă. Lupte spirituale pe care parcă nu le-am cunoscut înainte, dintr-o dată izbucnesc în jurul nostru, ne simțim prinși în tot felul de conflicte, se creează circumstanțe care ne pune multe ori la încercare. E o săptămână grea, săptămâna dinaintea cinei Domnului. Știți de ce e grea? Pentru că vrăjmașul, acela care e autorul capcanelor, a ispitelor, a împrejurărilor acelora dubioase, el știe că la capătul săptămânii e o sărbătoare sfântă la care dacă tu te apropii după voia lui Dumnezeu, capeți binecuvântare, capeți putere, te apropii de Domnul, te înalță, te întărește, îți aduce vindecarea trupului și a sufletului. Și el n-ar vrea să profiți de nimic din toate acestea. De nici una din binecuvântările pe care Domnul ți le-a pregătit pentru dimineața aceasta. Și face tot ce poate El ca să te împiedice. Dar e o săptămână și de cercetare. Și avem oportunitatea să stăm înaintea Domnului. Îngenunchiați,
Într-un moment de liniște, am închis ușa cămăruții noastre după noi și nu trebuie să știe nimeni altcineva, noi și Domnul. Să îngenunchim să ne cerem iertare, Doamne, uite, în săptămâna aceasta, într-o anumită situație, nu mi-am dat seama, nu m-am pomenit că vorbesc singur și am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Te rog în numele Domnului Iisus, iartă-mă și curățește-mă. Doamne, am făcut lucrul acesta. Îmi pare rău. Îmi dau seama că te-am întristat. Iartă-mă, curățește-mă. Frații mei, surorile mele, oricât de mult ne-am luptat noi, aș vrea să fie limpede. La vrednicie, noi nu o să putem ajunge. Prin puterile noastre, niciunul dintre noi, oricât de bune păreri am avea despre noi, nu o să ajungem la vrednicie. Dar vrednicia aceasta se capătă. Este starea despre care vorbea psalmistul din vechime. Tu dai omului starea după voia ta, dată de Dumnezeu mântuirii noastre, spunea David, unul din psalmii săi. Starea aceasta o avea în vedere Isaia în capitolul 53 al mesajului său, când spune că prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta este vrednicia. Și Domnul te pune în starea aceea. Dacă ești gata să admiți că lucrul acela pe care l-ai spus nu trebuia spus, dacă faptul acela pe care l-ai făcut nu trebuia făcut, dacă atitudinea pe care ai afișat-o nu trebuia afișată, și vii cu părere de rău înaintea Domnului și spui, te rog iartă-mă. Și ajută-mă ca pe viitor să nu mai fac niciodată lucrul acela. Să nu mai spun niciodată cuvinte din categoria aceea. Noi oamenii avem dificultăți în a ierta. Câteodată ne este greu să iertăm și pe copiii noștri. Dar dacă e vorba despre colegi de lucru, despre vecini, despre mai știu eu cine, ne vine atât de greu să iertăm. Dacă vin să-și ceară iertare, poate că ne simțim obligați să iertăm, dar în adâncul inimii noastre încă mai purtăm rantiune. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu e ca noi. Momentul în care Dumnezeu vede părere de rău, iertare, dorință de îndreptare, dorință de sfințire, de apropiere de El. Să știți că Dumnezeu iartă și curățește, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dimineața aceasta nu voi mai vorbi despre cele trei judecăți pe care Pavel le menționează în acest pasaj cu privire la cină. Doar le amintesc, suntem chemați să ne judecăm noi pe noi înșine. Dacă nu facem lucrul acesta sau dacă îl facem cu prea multă îngăduință, Doamne, Doamne, să fac, lasă, că mi-o fi îngăduit și mie, atunci Dumnezeu intervine cu judecata Lui asupra noastră și aceasta este a doua judecată. Și apoi Pavel vorbește și despre o a treia judecată de care Domnul ar vrea să ne ferească. Judecata aceea odată cu lumea. Dar bine ar fi să ne judecăm pe noi înșine, să ne analizăm bine, să ne curățim. Să venim înaintea Domnului cu toate cele lucruri de care n-am fost în stare să ne curățim noi înșine, să-i cerem iertare și ne curățește. De aceea, dragii mei, obișnuim în biserica locală să facem o rugăciune de cercetare înainte de a se frânge azima în mijlocul nostru, de a se cere binecuvântarea peste azimă și peste rodul viței. De aceea chemăm biserica pe frați, pe surori, pe vârstnici și pe tine, să ne plecăm genunchi, să rugăm pe Domnul să desăvârșească El ceea ce lipsește pregătirii noastre. Căci numai El ne poate așeza într-o stare de desăvârșire cerută de dreptatea și de caracterul Lui. Vă chem așadar să ne plecăm genunchi. Timpul, nici nu dau seama cum a zburat așa de repede. Aș vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune de cercetare, să-i și mulțumim că e bun cu noi. Și apoi, cu fratele Mircea, ne vom ruga pentru azimă și pentru rodul viței. Dumneavoastră cunoașteți toată rânduială. Să ne plecăm la rugăciune.